În urmă cu 6 ani, proprietarul stânii de la Scânteiști, alături de un angajat, a ucis în bătaie un tânăr pe care l-a duseseră din satul Vasluian Murgeni ca să muncească pentru ei. În ziua respectivă, băiatul a refuzat să mulgă oile, atunci cei doi ciobani l-au fugărit până într-o pădure din apropiere, apoi l-au legat cu o sârmă și l-au lovit cu pumnii și picioarele până l-au omorât. Pentru această crimă, cei doi au primit pedepse cu închisoare de 12 respectiv 14 ani. Acestea se vor cumula cu alte condamnări pe care cei doi le-au primit pentru atrocitățile comise de-a lungul timpului, printre care uciderea unui bătrân al cărui trup l-au abandonat pe calea ferată. Exporturile de animale vii, grâu, orz și porumb au cumulat 700 de milioane de euro, adică 40% din totalul livrat în străinătate în primul semestru. Afacerile exportatorilor de animale vii, grâu, orz și porumb au crescut în medie cu 2,4% în primul semestru, în timp ce per total exporturile agroalimentare au avansat cu 5,7% în aceeași perioadă. Conform statisticilor, agricultura și industria alimentară au cel mai mare potențial de creștere. Exporturile din industria alimentară românească se bazează pe multe companii mici care fac exporturi de 1-2 milioane de euro anual. Din 2008, exporturile din agricultură au crescut de 3 ori și cele din industria alimentară de 1,4 ori. Greutatea celor 4 categorii de produse în totalul exporturilor agroalimentare arată lipsa pașilor făcuți către procesare în această piață. Produsele procesate cu cea mai mare valoare exportate din România în primul semestru sunt țigările, 227 de milioane de euro, carnea și produsele din carne, 163 de milioane de euro și uleiul vegetal, 72 de milioane. De euro. Un număr de 28 de șefi din administrațiile finanțelor publice județene care nu și-au îndeplinit țintele de încasări stabilite pentru luna septembrie din acest an vor fi demiși, au declarat reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Au fost evaluați toți directorii din administrațiile județene privind planul de încasări pe septembrie, iar cei care nu au performat la un nivel așteptat vor fi demiși din funcție. ANAF se află într-o perioadă de restructurare care presupune inclusiv restrângerea administrațiilor financiare locale, în cadrul unui proiect convenit cu Banca Mondială și demarat de fostul președinte al autorității Șerban Pop. Restructurarea ANAF a început cu desființarea gărzii financiare și înființarea departamentului antifraudă.